O rușine, așa a caracterizat premierul irlandez revolta din Dublin, care a izbucnit după ce un bărbat a rănit mai mulți copii chiar în centrul capitalei Irlandei. Poliția a efectuat și zeci de arestări. We experienced two terrible attacks. The first was an attack on innocent children. The second, an attack on our society and the rule of law. Each attack brought shame to our society and disgrace to those involved. This is not who we are. This is not who we want to be, and this is not who we will ever be. Așa a caracterizat prim-ministrul irlandez Leo Varadkar revolta din Dublin, în urma căreia poliția din Irlanda a anunțat arestarea a 34 de persoane. Acestea au pornit de la un atac cu cuțitul, în urma căruia 5 persoane au ajuns la spital cu răni grave. 3 dintre victime sunt copii. Incidentul a declanșat revolte uriașe în centrul orașului. Un autobuz cu etaj a fost ars în totalitate, geamurile unui hotel și ale unui restaurant din apropiere au fost sparte, iar un magazin a fost jefuit. Peste 400 de ofițeri au fost trimiși pentru a ține situația sub control, însă eforturile au fost în zadar. O mașină de poliție a fost incendiată în timp ce alte echipaje au fost gonite de manifestanți.